Accidentul vascular cerebral este întotdeauna o urgență, indiferent de mecanismul de producere, ischemic cel mai frecvent sau hemoragic. Cum putem recunoaște că s-a produs un accident vascular cerebral? În cazul în care apar unul din următoarele semne sau simptome, trebuie solicitată de urgență asistența medicală. Asimetrie facială, rugați pacientul să zâmbiască. Semnul este pozitiv dacă o parte a fetei rămâne imobilă. Slăbiciune asimetrică a brațelor. Pacientul este rugat să ridice ambele brațe. Semnul este pozitiv dacă unul dintre brațe nu poate fi susținut sau nu poate fi ridicat. Vorbirea. Pacientul este rugat să repete o frază simplă. Semnul este pozitiv dacă vorbirea îi este confuză sau de neînțeles. În prezența oricăruia dintre aceste trei semne, trebuie apelat de îndată serviciul medical de urgență, fără a aștepta vreo îmbunătățire a simptomelor. Fiecare minut contează pe măsură ce trece timpul, crește riscul de producerea unor leziuni cerebrale irreversibile și de dizabilități. Chiar dacă semnele se pot remite, cum se întâmplă în cazul atacului ischemic tranzitoriu, este necesară prezentarea de urgență la spital, deoarece una din trei persoane vor dezvolta un accident vascular cerebral. Accidentul vascular cerebral ischemic acut reprezintă 87% din totalul AVC și poate fi tratat prin tromboliză sau prin trombectomie endovasculară. Dacă pacientul ajunge de urgență într-un centru specializat pentru tromboliză, fereastra terapeutică este de 4 ore și jumătate de la apariția primelor simptome. Dar ideal este ca tratamentul să fie administrat cât mai repede. Fiecare minut suplimentar în care țesutul cerebral este privat de oxigen se traduce prin pierderi neuronale, care altfel ar putea fi evitate. În București este un singur spital care acordă tratament de urgență prin tromboliză intravenoasă pacienților ce au suferit un accident vascular cerebral ischemic acut, în absența contraindicațiilor. Tromboliza intravenoasă este recomandată în accident vascular ischemic în primele patru ore și jumătate de la debutul simptomelor în absența contraindicațiilor. Ferea terapeutică restrânsă în care poate fi administrat tratamentul pentru AVC ischemic acut face ca viteza de reacție și conlucrarea dintre echipa de pe ambulanță, medicii din compartimentul de primire a urgențelor și medicul neurolog care indică administrarea substanței să fie esențială. Pacientul este apoi internat la secția de neurologie, unde rămâne sub tratament și sub supraveghere medicală. Pe parcursul spitalizării, pacienții care au indicație în acest sens beneficiază de consult și tratament de medicină fizică și reabilitare în cadrul Departamentului de Recuperare și Medicină Fizică. Din păcate, în fiecare zi, numeroase persoane care au suferit un atac vascular cerebral ischemic pierd șansele de recuperare completă, deoarece nu ajung la spital în timp util primit pentru a primi acest tratament. Este esențial ca oamenii să recunoască simptomele unui AVC ischemic și să se prezinte într-un serviciu de urgență în primele ore de la debut.